Medicul fitoterapeut Nadejda Slivciuk-Gorciac, după ce a învins COVID-19, a fost pusă față în față cu o altă provocare, căderea părului. Însă, în loc să se lase învinsă, ea a intrat în acțiune experimentând cu ingrediente naturale până când a găsit rețeta perfectă. Astăzi împărtășește cu noi secretele acestei descoperiri, dezvăluind câteva dintre măștile naturiste pe care le putem prepara acasă cu ingrediente simple și accesibile. Bun venit acasă. Bine v-am găsit. Vreau să vă întreb ce vă determinați să găsiți soluții în ale măștilor, anume pentru creșterea părului. E plusul acela că eu până am cădea părul știam ce ar fi bine de făcut ca să crească părul mai repede, să se îndesească, să nu cadă. Asta. Dar după o problemă care am avut-o după COVID, după, intuiesc eu că după preparatele care au fost administrate, mi-a căzut părul de tot și atunci n-am lăsat mâinile în jos. Am început să fac ceea ce știam că și dădeam sfaturi, fiindcă aveam un păr foarte bogat, un păr frumos, lung, dar asta este. Se schimbă structura părului? După ce facem aceste măști? La mine, dintotdeauna, a fost părul bine mersi și el a crescut tot așa, dar eu știu femei care aveau părul subțire, neascultător și se face bine după ce face ceea ce am să vorbesc acuș. Așa, sunt bun. Care cade părul de la mai mulți factori, așa. Și sunt oameni care au părul din natura lor, exact. E subțire. Și ca să-l îngroașe, la fel vorbim acuș. Adică atunci când ne cade părul, ne străduim să ne abținem de la șamponurile chimice, să trecem la săpunul de rufe, dar nu toți îl tolerează. Și de aceea am să spun șamponul natural, care și sporește creșterea, nu afectează părul, îl face lucios, îl face frumos. Deci noi o să facem acum un șampon natural sau da, o să facem o mască? Și e și mască și șampon natural. Așa, perfect. La oamenii care părul este uscat, o să folosim și uleiul de ricin. Mulți oameni nu cunosc denumirea asta și îi spun castorovoie maslă. Da. Asta este. Este așa. La farmacie. Perfect. Deci uleiul de ricin este pentru hidratare, da? Pentru hidratare care... și când părul este uscat. Punem un gălbenuș de ou, am să arăt. Da, chiar vă rog să... Deci, dragilor, ce facem noi acum este o mască și șampon. Și șampon. În același după, timp. Nu mai trebuie să punem șampon pe cap, după ce facem, îl spălăm și el se spală foarte așa. Bine. Deci, avem punem așa, nevoie un gălbenuș, îl zbatem bine, bine, așa. După aceea adăugăm o lingură de miere. La gălbenuș, așa, în dependență de lungimea părului. Asta vreau să vă întreb, că facem aici o cantitate, zice, pentru o coafură mai pentru scurtă. Pentru o coafură mai scurtă este o lingură de miere, da. Un gălbenuș de ou crud, da. O lingură de suc de lămâie. Sau, dacă, mă rog, nu este sucul de lămâie, merge și oțetul, nu e o problemă. La fel, o lingură de oțet. Bun, eu știam că oțetul, chiar auzisem la un moment dat, că e bine să-l stropești părul înainte de spălare cu oțet, îl speli și după ai părul foarte lucios. Dacă, da, este bine să folosim. Dacă folosim sucul de lămâie, e evident că e mai bine. Așa, sau, bun. Oamenii acasă au borșul acru, care îl prepară singur. La fel, e... În loc de sucul de lămâie, de sucul putem de lămâie să punem sau oțetul, punem borșul acru. Numai borșul acru... Eu acum așa să vă lămuresc. Și o lingură de suc de lămâie. Mestecăm foarte bine. Și iată componența asta. Masăm foarte bine scalpul. Bine de tot. Eu înțeleg că este o procedură universală, indiferent de tipul de păr. Că suntem blonde, dacă este, vopsit, că absolut, suntem brunete. Absolut, că... nu are treabă. Culoarea părului sau merge foarte bine, chiar la părul vopsit îl restructurează foarte bine. Zbatem bine, iarăși spun, dacă părul este uscat, adăugăm numai decât uleiul de ricin. Și zbătând bine, punem pe scalp, frecăm foarte bine, pe urmă cu un pieptene pieptănăm pe lungime.
Îl lăsăm. Cât îl lăsăm? Îl lăsăm în dependență de timp. Dacă deja am restabilit bine părul, atunci nu îl lăsăm. Nu mai spălăm capul binișor, îl clătim cu apă curgătoare. Și atunci cei care au borșul acru, dar nu cumpărat la piață, fiindcă mai adaugă acolo sarea de lămâie. Am înțeles. Dar borș făcut de casă. Și atunci punem jumate la jumate apă cu borșul de casă, clătim părul, face un păr lucios, un păr sănătos și frumos. Acolo unde este părul mai unsuros, mai gras, mai unsuros, nu punem uleiul de ricin, decât adăugăm mai mult suc de lămâie sau oțet sau borșul acru. Și aș spune că dacă ne dezicem de la șamponuri și trecem la... facem un păr foarte frumos. De asta, de cât timp vă spălați părul doar așa? De când a căzut de tot și nu aveam și a crescut și îl păstrez. Deci această mască, să înțelegem, intensifică creșterea? Ea merge ca șampon. El foarte bine crește părul, face părul sănătos, îl hrănește. Așa. Adică dacă am uns, stăm câteva minute și îl spălăm. Dacă vrem să-l restabilim, atunci îl punem ca mască. Folosesc foarte mulți oameni și sucul de ceapă. Așa. Da, este foarte bine, dar nu toți tolerează mirosul. De aceea, în locul de suc de ceapă, atunci când sunt început de alopeție sau cade părul foarte mult, facem tinctura din piper roșu. Da. Ardeiul. Da. Așa îl rupem în bucăți, îl turnăm cu rachiu, nu cu spirit, cu rachiu, îl lăsăm câteva săptămâni și punem pe scalp și masăm, da? Masăm, deci, da. Practic, ce o să ne ajute, ce o să ne facă piperul? O să intensifice circulația sângelui, iar ceapa firului de păr, da? Da, practic, da, asta este ideea. O trezește. O trezește, exact. Da. Mai este un remediu foarte, foarte bun. Acolo unde părul este subțire, unde cade, este foarte bine, iarăși spală foarte bine părul, praful de muștar. Se găsește și în markete, se găsește și în farmacie. La părul lung se pune 2 linguri de praf de muștar la un pahar de fiertură de ceai negru, cât mai puternic. Cât mai Dar intens. E bine să folosim ceaiul nu ambalat în container așa micuță. Așa, să deci nu în pachetele celălalt care da, facem infuzia de ceai. Numai decât. Punem la un pahar de ceai negru cât mai puternic și să fie încă fierbințel, 2 linguri de muștar. De 2 ori pe lună putem să adăugăm. Pe lungim dăm sau iarăși? Eu am spus pentru părul lung 2 linguri. Așa. Da. Se pune de 2 ori pe lună, adăugăm câte 10 picături de vitamina A, 10 picături de vitamina E. Da. Este în farmacie. Cât timp ținem? Cât timp ținem? Că am zis că vă zic acuși. Punem într-un lighean apă, muiem părul, luăm jumătate din proporția care am făcut-o, masăm bine, bine scalpul. Nu ținem mult, că nu e posibil, că prinde să frigă. Spălăm în ligheanul în care este apșoară, punem a doilea parte și pe urmă îl spălăm sub apă curgătoare, iarăși îl clătim cu apă cu suc de lămâie. La 1 litru de apă se pune 3 linguri de suc de lămâie sau 3 linguri de oțet sau jumate la jumate cu borș acru. Clătim bine părul, face firul gros, face să crească părul foarte repede, îl îndesește. Iată, asta aș spune eu că e cel mai bun șampon din care este. Dar, așa, am să zic, sunt oameni care au probleme cu pielea capului și acolo nu o să tolereze exact, asta. Urma să. De ce este bine să punem, iată, șamponul ăsta. Deci este așa? Un șampon universal ăsta, da? Da. Adică ar putea fi valabil pentru toată lumea, indiferent de problemele capului. Dar sunt oameni care au seboreie. Acolo este altceva. Acolo ne mărginim cu săpunul de rufe, dar fără amestec. Așa, spălăm capul cu săpunul de rufe. Haideți să mergem strategic, tehnic, cum mergem? Da. Iam săpunul de rufe în mână, părul la mud, îl săpunesc frec așa bine, de bine, păr? Bine, da, îl clătesc și iarăși, ca să nu steie el, că dacă îl spălăm bățos, săpos, e aspru, săpos, e, nu știu da, cum să zic, da. Și atunci îl clătim iarăși cu oțet sau cu borșul acru. Și foarte bine face ca să despară seboreia sau mătreața cu care se luptă foarte mult. Este bine să clătim părul sau să măsăm ușor cu sare.
Sarea de bucătărie. Așa. Numai nu luăm asta măruntă. Iodată sau neiodată, să nu contează. E mai bine cea de piatră, așa. Dar ca să nu fac probleme, o cernem. Și ceea ce rămâne? Da, măsăm scalpul. Asta iarăși sporește creșterea. Atunci, după ce am spălat capul, luăm o mână de sare de bucătărie, de piatră, măsăm foarte, foarte bine scalpul, nu mai puțin de 5 minute, și îl clătim. Despare siboreia, despare mătreața și crește foarte intens părul. Deci apă cu sare alimentară neiodată. Sau îl clătim doar. Așa. Atunci când sunt rănișoare și nu putem să măsăm, doar îl clătim cu apă. Atunci, ca părul să fie și mai lucios și mai moale, mai adăugăm la asta o lingură de bicarbonat de sodiu. Sodul de mâncat, zicem. Da. Așa? Am adăugat, am zbătut și punem. Atunci părul se face moale. Foarte multă informație, dar eu mai am o întrebare. Uleiul de ricin poate fi înlocuit cu uleiul de cocos, ulei de avocado sau toată... Ce face toată lumea acum? El are alte priorități, de aceea atât cât am masat eu scalpul meu cu ulei de ricin, orice moment liber, la mine mâna era pe scalp și frecție cu era ulei obsesie, de ricin. Obsesie la un era dat. Și, na, că nu mai aveam anii când vrei să porți perucă în permanență, că eu știu foarte mulți oameni care după COVID li s-a făcut părul rar și atunci spune, ia uite, eu am 3 fire de păr, dar ce ai făcut? Dar ce să-i fac? Așa, dar păi n-am timp, nu știu cum. Când vrei să ai, găsești pentru tine timp. Eu stând la televizor, tot vă masați... Și să știți de ce am pus părul astăzi așa, să vadă că nu-i perucă, că mulți gândesc că încă e perucă. Bine că ați menționat acest lucru, este păr natural. Apropo, tot vorbeam cu colegul meu, Traian, care are o problemă. Întrebarea mea este, bărbații care deja poate au o vârstă în care părul nu mai este vizibil, mai au o șansă de a fi resuscitată ceapa părului de păr? Dacă este ereditar și tata și bunicul a fost chel, asta este. Dar sunt în ultimul timp mai mulți factori care influențează și cade părul. Sarea, după fiecare spălat sarea și spălatul cu săpun de rufe. Sau bărbații, nu știu dacă au mare plăcere să facă măștile astea, dar ar fi bine, de ce nu? Dacă vor să aibă un păr frumos și lucios și să crească, na. Dar sarea stopează căderea părului. Așa. De aceea, dacă face masaj sau uleiul de ricin. Uleiul de ricin ajută foarte, foarte bine. De ce nu uleiul de cocos, de exemplu, care tot ce ar hidrata, sau acel ulei de avocado, pe care tot am putea să-l punem pe firul de păr? Acela doar hidratează, cum ați spus, moaie pielea. Și e pe moment. Pe moment. Ăsta, de la el crește părul. Asta este. De aceea... Avem contraindicații? Nu. Nu, uleiul de ricin nu. Să știți că înainte chiar ungeau fetele ca să crească, na, da, genele, și, da. Și are efect. Da, de aceea și nu are contraindicații. Iată, asta este plusul mare. Dar în combinație cu alte ingrediente, gen oțetul și așa mai departe, există contraindicații? Există persoane care... Nu. Oțetul, iarăși, se prescrie atunci când omul are alergii, el chiar e benefic. Nu încurcă. Bătut bine cu ou, dar asta ajungem altă dată. Să vorbim acum de ceea ce acum ne doare. Iarăși vreau să vă zic că pelinul ajută foarte bine la creșterea părului. De aceea fiertura din pelin este bine să o facem, nu numai chiar atunci când să clătim părul, dar de făcut în fiecare seară masaj. Da, măsăm foarte bine scalpul, el se usucă, nu lasă urmă, de aceea dacă facem cu pelinul frecție la cap seară de seară, iarăși crește foarte bine părul și îl îndesește. Eu când eram micuță, părinții mei îmi puneau moațe așa, pe hârtie și pe o cordeluță și înainte de asta îmi stropeau părul cu bere.
Înțeleg pentru fixativ. Întrebarea mea este acum, putem să folosim berea și în scop terapeutic? Să vă zic ceva. Este bine să folosim hemeiul. El iarăși este o plantă foarte bună și ajută și la creșterea părului. Că acum, dacă ceea ce era 20-30 de ani în urmă, în berea aceea mai era hemei, acum nu știu, de aceea zic eu că hai să folosim mai bine hemeiul. Am înțeles. Așa? Și atunci o să fie și mai de folos și mai cu încredere. Eu nu pot să spun, chiar sincer vă zic că nu știu acum cum e berea, dacă știm precis că acolo este hemeiul, da, nu e rău, dar să știți că vinul alb este și el un produs foarte bun pentru a clăti părul. Deci nu doar îl băgăm în organism așa, nu doar îl savurăm, ci și... El are foarte multe vitamine pentru părul nostru, de aceea să clătim, să punem una la una cu apă, să vedeți că facem. Îl diluăm, e mai bine, da. Și atunci să vedeți că facem. Sau facem iarăși frecție la scalp. Ați încercat iarăși acest lucru cu vin alb? Nu, n-am să zic, eu știu că el face foarte bine, n-am făcut, fiindcă la mine era problema prea mare și eu mă axam doar pe cele care sunt mai puternice. Acum îl clătesc cu suc de lămâie sau cu oțet, asta este. Spăl cu ăsta sau cu, de două ori pe lună, spăl cu praful de muștar. Nu vreau, acum la 63 de ani nu mai vreau să crească repede, aveam părul până cădeam, părea rău să-l tai, că era lung și bogat și asta este. Dar știți cum e cu podoaba acum... noastră capilară și trebuie să avem grijă de ea, indiferent de vârstă. Da, dar bine, mersi, acum îți bucuroasă că este ăsta care îl am. Și când mă uit că e mai bine ca la alții care au fost... Eu aș vrea să generalizăm încă o dată și să mergem pe etape. Deci avem nevoie de un gălbenuș de ou. Un gălbenuș de ou, o lingură de miere, o lingură de suc de lămâie sau oțet. Și dacă părul este gras, punem, nu punem ricinul. Da. Dacă este uscat, punem ricinul. Așa, zbatem. Amestecăm foarte bine. Îl muiem părul, punem, zicem și mască și șampon cum vrem noi. Așa? Așa? Masăm foarte bine. Deci să nu ne așteptăm nu, să nu, facă spumă. Nu, n-are de unde. Dacă vrem să fie și un luciu, mai adăugăm și o lingură de bicarbonat de sodiu. Am înțeles. Și atunci el se primește și așa mai pufos, mai foios. Contează de câte ori pe săptămână spălăm... De câte ori spălăm capul cu șampon, e același șampon. Și să vedeți că curăță încă mai bine. Așa, da. Asta am înțeles-o. Cum putem, că ne-ați spus foarte multe rețete, de unde să știe toată lumea ce fel de rețetă am nevoie? Vă zic, oamenii care a căzut părul de tot, de la un factor, nu avem în vedere că ce... Iată, este foarte bine uleiul de ricin, ardeiul cu rachiu și praful de muștar. Iată, astea ajută la învierea, la creștere, așa? Praful de muștar ajută că și îngroașă părul și nu-i dă voie să cadă. Așa. Am înțeles. Adică când începe să cadă, este bine. Ăsta îl folosim ca să-l păzim de mulți factori care se expun mai mult la soare, sau care lucrează cu chimicate, așa? Iată, folosim decât să folosim șamponurile care nu știm ce conțin. Mai bine să folosim ceea ce e natural și bine. Așa este. Vă mulțumesc mult pentru discuție. Gata, de mâine toată lumea să-și spele capul doar cu tinctura și pe care ne-ați arătat-o dumneavoastră și ia să vedeți peste jumătate de ani cu toții ce podoabă capilare o să avem. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție.